Republica Moldova. O mică, mare problemă. Acolo există, mi-aduc aminte, de anul 2009, când dumneavoastră ați declanșat campania împotriva mogulilor. Acolo, da, la Chișinău, există un mogul. Românii nu-l cunosc. Probabil că dacă va evolua... Îl cunoaște Gușă pe mogul. Da, îl cunoaște Cosmin Bine. Gușă. Da? Vladimir Plahatniuc. Sau da. Vlad Plahatniuc, care da. Este un fel de mogul de ăsta, care deține și puterea politică și puterea economică în Republica Moldova. Da. Statul român are vreo legătură cu acest Plahatniuc? Și a investit, a investit mult în el, așa spun unii. Deci n-aș discuta public chestiunea asta. Dar de ce? Asta. Pentru că nu-i de discutat. În orice caz. Domnule președinte, e o discuție serioasă. Republica Moldova este o țară care are președinte, are premier, are instituții, au și DNA. Și are un politician foarte influent. Și are un politician care extrem este... de influent. Nu. Deci Dragnea, da. În comparație cu Plahatniuc, Dragnea este un fel de șoricel de ăsta, de bibliotecă. N-aș zice. Bun, atunci au un pisic de bibliotecă. Și Plahatniuc este președintele Partidului Democrat, omologul socialist al PSD-ului din România. Da? Iar Dragnea nu-i nici în guvern. Mai mult, e președinte de cameră, deci mai puțin decât Plahotniuc, care nu are funcție politică în stat. Dar are Teldrum, are averi la Teleorman. Plahotniuc are mare parte din Republica Moldova. Ăsta, Plahatniuc, ăsta este pro-român sau pro-rus, de fapt? Este cetățean român. Bun, asta în acte. Mulți ruși sunt cetățeni români. Rușii l-au dat prin Interpol, în urmărire generală, da? Ah, interesant. Da. Interesant. Deci cel mai influent om din Republica Moldova, care controlează mass media, economia și politica... Se spune că este Plahatniuc. Se spune că este Plahatniuc. Acum toată lumea știe că... Da. Înainte în România era Patriciu, Vântu și Voiculescu. Acolo există un singur... Da, deci există un recunosc singur mogul, că este stăpân. Un om politic foarte influent, iar partidul lui este un partid care afișează mesaje pro-europene.